Bună ziua și bine m-am regăsit în această etalare. Vom vedea concret care este situația dintre voi și persoana iubită. Țineți cont că această etalare nu are o dată de expirare. Oricând veți reveni asupra ei, este posibil să rezoneze cu voi. Fiind o etalare colectivă și generală, nu se poate potrivi cu toată lumea. Dacă doriți o etalare personală, găsiți desigur toate detaliile în descriere. Ce mi se pare însă foarte interesant de la început este mesajul zilei de astăzi și anume, nu te speria, este doar un capitol, nu toată povestea, doar tu decizi cum se va termina totul. Bun. Care este energia persoanei voastre de interes? Care este energia voastră? Care este situația dintre voi? Asta e destul de interesant. Cred că am avut o energie foarte similară într-una din zilele trecute într-o etalare. Știu că mi-a mai apărut un 5 de pentagrame într-o etalare, dar sinceră să fiu, nici nu mai știu în care. Am să vă sugerez să vă uitați la etalările din urmă dacă această etalare va urma și veți găsi, cel mai probabil dacă vă uitați după tipul de desen al cărților, cred că este cea cu de ce s-a răcit această persoană, dar nu sunt 100% sigură. Știu că e tot acela pachetul sau ce trebuie să știi despre această persoană. Cam astea sunt titlurile din urmă la care trebuie să vă uitați, pentru că sunt făcute tot cu acest pachet, dar nu mai știu exact despre care a fost vorba dintre ele. Bun, hai să vedem totuși despre această etalare. În primul rând, energia voastră este de rege de pentagrame, ceea ce înseamnă că voi sunteți, în primul rând, persoane pline de resurse, persoane destul de hotărâte în legătură cu ce vor, persoane familiste, persoane care apreciază un statut financiar mai înalt și care sunt dispuse să muncească pentru a ajunge acolo. Energia persoanei voastre este un 5 de pentagrame, ceea ce poate sugera faptul că persoana voastră de interes este o persoană care nu poate să aibă neapărat aceleași mijloace financiare ca și voi, dar este și o persoană care se simte de-a dreptul abandonată, lăsată, uitată, și ignorată efectiv de voi. Mare grijă cei care vă recunoașteți în această descriere, pentru că se simte ca și cum persoana voastră are destul de multe resentimente în legătură cu felul în care s-au întâmplat diferite lucruri între voi. Vreau să vă atrag atenția de asemenea că aici avem semne de pământ foarte puternic aspectate, ceea ce înseamnă Taur, Fecioară și Capricorn. În ceea ce ține de dinamica dintre voi, în primul rând, cu luna, aș vrea să atrag atenția că pentru mulți dintre voi, această conexiune este posibil să fi fost secretă, ascunsă, nepublicată, din dorința ca cineva în această circumstanță să-și păstreze opțiunile deschise. De ce zic asta? Pentru că am un 2 de bâte și un 3 de bâte. Este ca și cum această conexiune, desigur, a fost, eu nu știu cum să zic, bună în momentul în care a fost, dar cumva din lipsă de altceva mai bun. Știu că sunt niște cuvinte destul de greu de auzit, dar cam asta se simte energia. Cu toate că energia se poate inversa, desigur, voi știți care a fost motivația voastră pentru a rămâne în această conexiune și dacă simțiți că nu a fost neapărat motivația voastră, dar în general situația rezonează cu ceea ce spun eu, înseamnă că trebuie doar schimbată perspectiva ta și să știți că atunci este pur și simplu energia persoanei voastre, fiind regele de pentagrame și a voastră 5 de pentagrame. Bun. Bun. Revenind la ale noastre, aș vrea să transmit și faptul că se simte ca și cum această relația a fost mai mult un teritoriu de explorare și nu vreau să zic exploatare, dar sincer chiar simt să zic acel cuvânt, numai că aici consider că totul a ajuns la un termen limită. Cineva s-a săturat. Cineva efectiv a decis că i-a ajuns tot ceea ce a fost aici și că are nevoie de mai multă, nu știu, atenție, siguranță, implicare, ceva de această natură. Bun. Care sunt intențiile
persoanei voastre față de voi, indiferent de ce parte vă aflați. Zecele de bâte, temperanța, șapte de săbii. În primul rând vreau să vă transmit că această persoană nu este atât de preocupată de voi pe cât ați dori să fie. Dacă voi vă gândiți că această persoană, nu știu, vă urmărește non-stop pe rețelele de socializare, nu consider că ar fi neapărat cazul. Consider că da, poate să vă urmărească, mai ales cu aceste șapte de săbii, dar nu e chiar atât de disperată pe cumva pe cum voi vă așteptați să fie. Un pic de atenție, pentru că se simte ca și cum această persoană este dispusă să muncească mai mult la viața ei, să facă ceea ce își dorește în continuare pentru carieră, să își focuseze toată atenția, toată grija, toată preocuparea și tot timpul în ceea ce ține de carieră. Cu temperanța putem considera că această persoană consideră destul de serios să facă și niște schimbări în ceea ce ține de stilul de viață, în ceea ce ține de corpul său, în ceea ce ține, nu știu, poate pentru unele persoane este vorba și de tunsoare, de culoarea părului, de stilul vestimentar, lucruri care se vor schimba în viața acestei persoane, dar și obiceiuri din viața de zi cu zi. Puteți observa la această persoană că va începe să fie mult mai interesată de dezvoltarea atât a minții, dar și a corpului și sufletului. Scuze. Așa, aveți de-a face cu o persoană, nu știu cum să zic, aveți de-a face cu o persoană care începe să fie mai egoistă, care pentru prima oară în viață începe să-și vadă și să-și aprecieze valoarea. Încă o dată, nu știu cine în ce ipostază este, dar ce mi se pare interesant este că mie mai mult persoana voastră în acest caz mi se pare victimă de data asta, da? Deci voi rămâne la latitudinea voastră, da? Să decideți cine, cum este, da? Bun. Ideea este că pare că această persoană a început pentru prima oară să-și vadă adevărata valoare, să se aprecieze, ok, vede că are niște lucruri de îmbunătățit, dar această persoană cumva nu mai este atât de disperată după atenție. Cumva această persoană se simte, începe să se simtă confortabil de una singură și nu simte că are nevoie de validarea voastră sau a altor persoane pentru a se simți dorită, pentru a se simți iubită sau să simtă că merită aceste lucruri. Această persoană începe să știe aceste lucruri, indiferent dacă primește sau nu validare de la celelalte persoane. Ceea ce este un mesaj foarte frumos și este o abordare foarte sănătoasă a lucrurilor, doar că aici pare că această persoană a trebuit să treacă printr-o suferință destul de mare ca să ajungă în spațiul acesta mental, din păcate, dar cel puțin este pe drumul cel bun. Hai să vedem care sunt sentimentele sale pentru voi. Că intenții de a se mișca față de voi, sincer, nu consider că are. Se mai uită când și când, dar avem un 8 de săbii, 5 de bute. Deci e posibil ca, nu știu, parte din mesajul vostru să fie și în acea etalare care are un, o imagine chiar așa cu mine, că țin exact cartea asta sus. Bun. Consider că această persoană este momentan în conflict cu propria persoană și cu propriile stări, propriile gânduri, propriile sentimente, da? Pentru că, pe de o parte, această persoană v-ar vrea înapoi, dar pe de altă parte conștientizează că nu este o abordare foarte, foarte sănătoasă pe care o poate avea în acest moment. Așadar, vreau să vă transmit cu nouăle de cupe că aveți de-a face cu o persoană care învață să se pună pe sine pe primul loc, învață să se respecte, învață să se iubească, învață să trieze oamenii înainte să să-i primească în viața sa. Și știu că poate suna urât pentru voi, dar cred că aici ați avut de-a face cu o persoană care pur și simplu lăsa toate persoanele să-i vină în viață, să-i consume toată energia, să o lase efectiv secătuită pe această persoană din toate modurile posibile, posibil și financiar, posibil și mental, posibil și emoțional. Nu zic nu, acum voi vă cunoașteți persoana, dar la cum se simte această energie, pare că această persoană începe să se aprecieze pentru prima oară pe ea.
și nu mai este atât de interesată să facă mofturile persoanelor din jur, să le facă pe plac celor din jur. E ceva de ce nu, ok, eu până acum am făcut atâtea pentru toți, dar cine face ceva și pentru mine? Și atunci a ajuns la concluzia că cel mai bine ea face de una singură lucruri pentru ea. Da? Bun. Acțiunile sale față de voi. 6 de pentagrame. Șapte de pentagrame. Foarte multă energie de pământ aici. Și sponsoratul. Bun. În primul și în primul rând, vă puteți aștepta ca această persoană să caute să vă facă o mică, nu știu, atenție, o mică, să vă dea un mic reminder. Hei, m-am mai gândit la tine. Hei, ce mai faci? Hei, nu știu ce și nu știu cum. Dar cumva vrea să interacționeze cu voi, nu neapărat pentru a relua lucrurile, ci pur și simplu pentru a face un fel de analiza lucrurilor în retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat în perspectiva sa și cumva să alinieze perspectiva sa cu perspectiva voastră și cu realitatea independentă de stările voastre, da, și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în mare parte această persoană deja vede această relație ca fiind ceva de domeniul trecutului. Cumva, da, într-adevăr, mai există mici sentimente, stări de dor și așa mai departe, de care se mai agață, dar această persoană este conștientă că este mai bine să nu mai continue nimic în această situație, în această relație și să renunțe concret la orice speranță, la orice dorință, la orice încercare de a mai face lucrurile să meargă. Deci dacă această persoană vă va contacta și dacă rezonați cu această etalare, până în acest moment, trebuie să știți că această persoană nu mai vrea neapărat să reia lucrurile cu voi, ci mai degrabă vrea să obțină claritate, liniște, pace, direcție în viața sa proprie, chiar dacă asta nu vă mai include pe voi. Da? Bun. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Acum, încă o dată vă spun, voi știți dacă această etalare, da? Vi se potrivește sau nu, dar asta este energia pe care am citit-o astăzi. Ne auzim! La revedere!